Reprezentanții grupului auto german Daimler și ministrul delegat pentru marile proiecte Dan Șova au semnat luni acordul prin care constructorul auto va investi în România o sumă de 300 de milioane de euro, a anunțat Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Național și Investiții Străine. Dan Șova a asigurat delegația germană de faptul că Guvernul României împreună cu autoritățile locale vor face toate eforturile necesare pentru asigurarea unui bun climat investițional, astfel încât compania germană să aibă cele mai bune condiții pentru a-și desfășura și dezvolta investiția. Se arată în comunicatul remis de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură. Astfel, grupul din Stuttgart va investi peste 300 de milioane de euro în filiala sa din România, Star Transmission, pentru a servi segmentul de vârf al cererii în cutii de viteze și componente ale sistemelor de transmisie ale Mercedes. Grupul german Daimler a anunțat încă de la sfârșitul lunii aprilie că a decis să își extindă capacitatea de producție a fabricilor din Sebeș și Cugir, județul Alba. Extinderea rețelei noastre de producție va include o locație suplimentară pentru asamblarea cutiilor de viteze, concepută pentru a completa capacitățile noastre existente. Scopul nostru este de a satisface cererea mare a clienților, cu o flexibilitate mai mare în viitor, a declarat Andreas Rentschler, membru al Consiliului de Administrație Daimler pentru Producție și Achiziții Publice. Ținând cont de faptul că producția din Stuttgart este supraîncărcată și lipsește spațiul necesar dezvoltării producției de cutii de viteze, vor fi construite locații suplimentare. De peste 10 ani, Star Transmission continuă să fie un partener de încredere al locațiilor noastre producătoare de sisteme de transmisie din Germania. Având în vedere situația actuală și în baza experienței și colaborării excelente cu Star Transmission, operațiunea pentru asigurarea capacităților necesare de asamblare suplimentară într-o manieră flexibilă este de a extinde activitățile noastre din România, explică directorul de producție pentru sisteme de transmisie a Mercedes-Benz. Rațiunea acestui plan este cererea în continuă creștere pentru cutii de viteze. Fabrica de cutii de viteze localizată în Stuttgart, parte a fabricii din Uetertürkheim, se află astăzi deja la capacitatea maximă. Întregul spațiu disponibil a fost dezvoltat treptat în ultimii ani, astfel încât locația, din cauza localizării sale geografice speciale în partea de sus a Văii Nectar din Stuttgart, a atins nivelul său maxim de extindere, fără alte posibilități.